LPF a modificat programul etapei secunde pentru a le acorda celor de la CFR Cluj o zi în plus de pregătire pentru meciul din preliminarele Ligii Campionilor. Pandurii au picat la mijloc în această poveste. Programat inițial vineri de la ora 21:30, meciul de la media se joacă sâmbătă de la ora 19. E bătaie de joc? Păi ce, suntem cobaii lor? Avem și noi un ciclu de pregătire, nu e corect să ne anunțe așa târziu, s-a revoltat Grigoraș. Pandurii ar fi nevoiți astfel pentru a doua etapă la rând să joace pe caniculă. Te afectează atunci pe moment că te gândești, dar datoria noastră e să jucăm fotbal și să nu conteze ora la care jucăm sau ziua și așa mai departe. Dacă e vremea acum cu ploaie cu asta, nu e greu, cu caniculă e nasul. Pandurii mai speră totul să joace vineri de la ora 19 la schimb cu meciul Brașov-Severin. Gojenii au convins deja pe cei de la media și Brașov pentru modificarea programului și mai așteaptă răspuns doar de la nou promovata din Severin. Trupa lui Grigoraș a aflat între timp și programul etapei a treia. Nistor și colegii săi vor juca vineri 3 august de la ora 21:30 pe teren propriu cu Ceahlăul Piatra Neamț.